În ultimii ani, stațiunea Mamaia a supraviețuit doar din turismul de weekend, însă principiul după care s-au ghidat agenții economici, lasă că merge și așa, nu mai funcționează din acest an. Cândva perla litoralului românesc, Mamaia este acum abandonată de turiști, de investitori și de autorități. Conform adevărul.ro, în mijloc de sezon estival, în weekend, Mamaia este aproape pustie. Pe nisipul din zona Casino a crescut iarba, semn că nimeni n-a mai călcat din sezonul trecut. Zona de la marginea plajei a devenit coș de gunoi și aici sunt aruncate obiecte de mobilier stricat și gunoi menajer. Toate magazinele au lacăt pe ușă, iar geamurile protejate în toamna anului trecut cu bucăți mari de placaj întâmpină trecătorii și în plin sezon estival. La piațeta Casino doar câțiva trecători mai animă peisajul. Din terasele situate de o parte și de alta mai sunt deschise doar 2-3. Restul au postat afișe de vânzare sau de închiriere. Singurele terase care se încăpățânează să supraviețuiască au scaunele goale, deși ofertele de 20% discount sunt la tot pasul. Foarte puțini turiști, o să închidem și noi. Mamaia moare, sunt cuvintele pe buzele tuturor vânzătorilor din centrul stațiunii Mamaia. Pe de altă parte, prețurile continuă să fie foarte mari. Un corn costă 8 lei, o înghețată la tonetă 10 lei, un colac secuiesc 20 de lei, 3 mici și o chiflă 22 de lei, o clătită 25 de lei. Nici fructele nu fac nota discordantă, un kilogram de pere sau caise se vinde cu 20 de lei, iar strugurii cu 25 de lei. La Mamaia mai vin doar nostalgicii. Nu ne permitem nici noi localnicii să mai venim din cauza prețurilor și a taxelor mari de parcare, spune un bărbat între două vârste. În timp ce hotelierii de la malul mării se plâng de lipsa turiștilor, stațiunile de pe Valea Prahovei au revenit la agitația din vremurile bune, când trebuia să-ți faci rezervare la restaurant pentru a putea lua cina în localurile renumite din Sinaia. După 2 ani de restricții drastice, când numărul vizitatorilor a scăzut la 30% față de 2019, la Castelul Peleș din Sinaia sunt cozi uriașe de turiști care vor să intre să viziteze comorile familiei regale. Un tur complet costă 35 de euro de persoană, iar pentru a vizita doar parterul, prețul este de 50 de lei de persoană. Aproape că nu există weekend în care să nu fie organizate evenimente dedicate, mai ales turiștilor. Prețurile din restaurantele din Sinaia sunt însă cu mult mai mici față de cele de pe litoral. O ciorbă costă 25 de lei, o pizza 40 de lei. Un platou vânătoresc poate ajunge până la 100 de lei, iar berea costă între 10 și 12 lei, relatează adevărul.ro.